n-ai venit cu aparatul. Apric disputat meciul. Cum merg lucrurile, domnilor? Bine. Cine are noroc? Mai mult adversarul. Duble? Ceva? Mână de duble aveți? Sunteți în formă astăzi? Oricum e meciul foarte... pămunchie de cuțit. E echilibrat. În calificări cum a fost? Ușor. Și greu și ușor. A fost și adversari mai buni și adversari mai puțin buni. Nu. Ce v-a făcut să participați la concursul ăsta? Timpul liber. Da. Timpul liber. Suntem pensionați și avem timpul liber. 3-2. Domnilor, baftă, vă doresc. Mulțumim. Domnul Aurelian Plăișanu este organizatorul acțiunii la care asistăm acum. Ce se întâmplă aici, domnule Plăișanu? Este ediția a treia a cupei celor 44 de pahare la table. Pentru pensionari și nu numai. Poate să înscrie oricine. Anul ăsta am avut 30 înscriși, acum un an 32. Adică audiența e din ce în ce mai mare. Ne bucurăm de prezența multora. Plus spectatorii. Noi am spus campionatul mondial de table de aici, de la Vălenii de Munte. Ce îi aduce pe competitorii aceștia aici la masa de table? Și dorința de victorie, posibilitatea de a petrece plăcut și util timpul liber. Ei vin în curs săptămânii, cam toți vin aici, că același număr l-avem și în curs săptămânii, și se finalizează cu aceste concursuri, pentru că avem și ediția de vară, pe care o ținem în parc, într-un loc special amenajat, și atunci e mult mai frumos, că sunt mai mulți spectatori, altă atmosferă, dar e frumos oricum. Care este miza acestei competiții? În primul rând am organizat treaba asta pentru că femeile pensionare au foarte multe acțiuni aici și am zis să nu discriminăm bărbații. Și atunci sunt niște premii oferite de primar în persoană, ofer niște premii în bani pentru câștigători și niște mențiuni, după criterii bine stabilite. Și miza de a se distra. Banul contează mai puțin. Poate pentru unii contează și suma respectivă. Dar e și titlul de campion al orașului Vălenii. Plus satisfacția morală, care uneori o depășește pe cea materială. Absolut. Timp de 6 luni e un campion. Sigur, e campion. De ștafeta altuia. Dar de obicei n-a câștigat același, că aici intervine hazardul cu o proporție destul de mare. Și cu paharele cum se întâmplă? Păi cu paharele la sfârșit. La sfârșit avem mai mult de 44, dar suntem ponderați și nu le consumăm pe toate. Domnilor, vă urăm spor în toate. Mulțumim tare mult și vă mai poftim pe la noi. Să stați și la partea a doua. O să bem un pahar cu apă noi. Iată, avem de-a face și cu sporturi colaterale. Domnilor, unde este zarul? Zarul e la băieții care joacă table. Aici am trecut pe tabla de șah. Aici e sportul inteligenței. Și dincolo? E jocul de noroc. Jocul norocului. E un avantaj să începeți cu albele? Normal, da. E avantaj. Da. Ești primul la mutare. Și ce tactică ați adoptat? Tactica să învingem aici.
Ia să vedem. Partidă foarte echilibrată, văd. Încercăm să facem echilibrată. Spor la treabă vă doresc. Domnul profesor Constantin Mihalache este campionul antitră de la competiția din vară al acestui concurs până se încheie meciul final. Dumneavoastră sunteți campionul orașului Vărăni la table, domnule profesor. Cu șanse, pentru că orice joc cu zarul presupune și noțiunea de noroc. Deci cu noroc și cu mai mult antrenament, ca să, dacă îmi permiteți, sunt campionul din vară. Unii ar zice că ați și calculat, ținând cont de materia pe care o predați. Domnule, teoria, legea numărilor mari spune că după un număr mare de repetare a evenimentului s-ar ajunge la probabilitate de 1 pe 2, deci aceeași șansă de câștigă și de pierdere, dar de a pierde, dar de rândul ăsta ne-a surâs norocul, am spus din start lucrul ăsta și așa a fost să fie, poate. Poate că și teoria probabilităților ați folosit-o cumva într-un fel? Dacă spre rușinea matematicii, probabilitățile, statistica matematică și alte multe aspecte și au originea în jocurile de noroc, poate că și asta m-a ajutat puțin. Da. E greu să câștigi titlul ăsta de campion al orașului Vălen la table? Competiția, să știți că este destul de puternică. Sunt câțiva jucători împătimiți, cu experiență, cu nerv, care se antrenează aproape zilnic la clubul orașului, la clubul pensionarilor din oraș. Și în timpul verii, în parc, iarăși este organizat un loc în care se desfășoară zilnic competiții de table, așa, amicale, între... în două serii. O serie până la prânz, când se merge la masă, se dă o dignă trupului și a doua repriză seara. Am văzut surprinzător o concentrare deosebită la unii competitori. Domnule, e vorba de orgoliu. Mi se pare corect să țină fiecare la orgoliul lui, la ambiția lui, la prestigiul lui. Că așa sunt bătrânii mai orgolioși din fire. Cum v-ați simțit vreme de 6 luni purtând acest titlu? Care, e adevărat, nu era chiar la vedere, dar îl știați în sufletul dumneavoastră că e acolo. Onorat, obligat, mulți prieteni m-au salutat cu alt respect, dar totul e trecător. Îmi pare rău că n-am putut să vin și de rândul ăsta la competiție, dar s-am suprapus cu perioada asta de simulări, de corectat la bacaloreat, pentru că conduc două clase de a 12 de la Colegiul Iorga și n-am putut să mă înscriu să particip. Regret din suflet, dar ce să fac? Vreau să-mi apăr titlul, dar nu s-a putut. Iată niște sacrificii, dar cu ce sentimente acum, astăzi, când știți că predați titlul și veți deveni un fost campion al orașului? Un sentiment de mândrie că cineva, un prieten de-al meu, probabil ambii care au ajuns în final sunt amici și ei între ei sunt amici și o să dau cu toată plăcerea ștafeta și poate că la următoarea competiție ne vom confrunta. Pentru că n-am pierdut prin meci, am pierdut prin concursul de împrejurări. Dar într-un meci direct poate că atunci o să fie șansa tot așa, 50-50, și să câștige cel mai bun, să zicem, sau cel mai norocos.
am eu bătaie, n-ai venit cu aparatul. Campionatul mondial de table de la Vălenii de Munte ar fi. Exact. Da, putem spune și așa. Este o zi importantă pentru noi pensionarii și domnul primar, cu amabilitate și cu o mare deschidere pentru activitățile sportive și nu numai, putem să spunem chiar un excelent om de cultură, de sport, un mare gospodar al orașului. Aceste cuvinte nu le spun singur, sunt gânduri ale oamenilor din oraș. Uite că suntem la a treia ediție și că rezultatele se văd, oamenii au această preocupare, au această bucurie în suflet, așteptăm de fiecare dată, în fiecare an, să vedem această activitate. Ne măsurăm într-un fel forțele, este o bucurie și este un mod plăcut de a ne petrece timp. Tablele sunt un sport al minții sau al norocului? Nu este numai un sport al minții, este și un joc al norocului. Cine are curaj, cine riscă mai mult, probabil că mai și câștigă. Ce contează mai mult într-un joc de table? Cel mai mult contează tactica în funcție de adversarul cu care joci. Cam care ar fi tactica dumneavoastră vis-a-vis de adversarul pe care îl aveți acum în față? Întotdeauna să dau un zar mai bun decât dânsul. Vă văd că după un 4-4 am dat un 5-5 și am luat linia. Tactica dumneavoastră care este? Sunt convins că Zaița Furtuna spune cuvântul în fiecare partidă. Este un joc al norocului, pentru că nu poți mânui zarul după bunul tău plac. Azardul își face prezența în fiecare partidă, dar este bucuria că am un coleg în față cu care mi împart aceste clipe. Și vedeți că există și pasiune. Dacă ne gândim, sportul ăsta cred că e unul chiar antic. Din moment ce un mare împărat, un cezar, spunea acum vreo 2000 de ani... Alia iacta est. Și eu îi mai spun lui, pentru că eu am dat 4-4 și am rămas cu unul, el a dat cu zarul și a dat 5-5 și spun și tu, Brutus, vis-a-vis de cezar. Adică a lovit pe la spate. Ce a răspuns Brutus? Totul se poate întâmpla. Totul e posibil. Eu cred că în istorie spunea și eu. Da. E pur Simove, a mai spus cineva. Și totul se învârte. Așa este. Nu! Ce înseamnă să ai un timp cu 6-6? Da, știu, te-am bătut eu. Am bătut în final. Nu m-am mai bătut în final. Și eu te-am bătut în final. Actualul campion la table al orașului Vălenii de Munte este domnul Pavel Dudui, care tocmai a terminat finala. Cum a fost, domnule? A fost bine, pentru mine. Frumoasă, am transpirat că a fost cu emoții, dar bine. Am văzut că ați avut și câteva marțuri la activ astăzi, și în semifinală, și în finală. Da. Da. Ați avut noroc? Da. Norocul la table e pe primul loc. Ați știut și cum să le mișcați? Normal. Normal. Norocul în primul rând și al doilea rând cum le joci, cum le miști. Ce ați recomanda celor tineri care vor să se apuce și ei de table și să ajungă la un moment dat campioni mondiali, am zis eu în paranteza, ai orașului Vălenii de Munte? În primul rând să învețe jocul, să persevereze și să ia lecții de la cei mai în vârstă. Cum ar fi domnul Pavel Dudui?
De exemplu, da. Cu ce sentimente, să zic, părăsiți această competiție, bineînțeles, laureat? Sentimente bune, plăcute. Felicitări. Mulțumesc. Domnul Dragomir Stelian este vicecampionul acestei ediții de primăvară a cupei celor 44 de pahare la table a orașului Vălenii de Munte. Da, așa este. Am ieșit pe locul 2. Am mai avansat față de rândul trecut, adică la prima competiție, că la a doua n-am participat. La prima am ieșit pe locul 3. Acum am mai avansat, sunt pe locul 2. Și pe când locul 1? Poate data viitoare. Ce a lipsit astăzi ca să ajungeți la acel aur? Șansa, norocul. Jocul de table, în primul rând, e un joc de noroc. Dacă vine zarul, cât ai știi de bine să joci și cât le-ai gândit, zarul nu poți să te pui. Deci, un pic mai mult de noroc și poate... Oricum, ați avut o serie de victorii frumoase, dar am asistat în finală la un surprinzător zar, ultimul zar pe care l-ați dat, a fost un ghinion zar de... 6-6. Cum se poate, domnule, așa ceva? Când aștepți, el are 3 și tu aștepți că rămâne cu una descoperită să-l prinzi și tu dai 6-6 și pleci cu amândouă de la el, ăsta e ghinion. Și, oricum, și dacă rămânea una, poate nu dădeam să-l prind și tot aia era, da? Asta e, nu v-am spus, e joc de noroc. Știți cum era, că mingea e rotundă și zarul e hexagonal acolo. Zarul e pătrat, e cub, dar are marginile rotunjite și tot se învârte și el. Vă urăm succes și felicitări pentru ce ați obținut. Mulțumesc! Dragomir Stelian, Pricop, Dragomir Valentin, Brânzei și domnul Durman, să vină aici. Durman, veniți aici. Domnul Brânzei, unde veniți aici. Deci campionul de primăvară, ediția a doua de primăvară, a treia a campionului de tablă, este domnul Dudui Pavel. Felicitări! Rămâneți acolo! Locul 2. Bravo, felicitări. Caruna. Să trăiți. Să fiți lângă mai mereu. Domnul Stelian. Nu, păi locul 3 a fost. Domnul Pricov, locul 3. Locul 4, domnul Dragomir. Să trăiți. Prima mențiune, domnul Brânzei Victor. Și pentru ediția de primăvară, premiul de consolare, domnul Durman, fostul campion. Și victorul. Bravo! Nu s-a fost la prima ediție. Da, prima ediție. Primul campion.